Urania Cremenea, da? Vreau să-l vin la voastră. E o mare onoare să fiu aici și tot ce am ascultat până acum mi-a creat o senzație de nerăbdare. Doream să sar la fiecare subiect și să adresez întrebări și să fac comentarii. Dacă punem continuu accentul pe învățare, copiii își vor lua din tot ceea ce trăiesc elementele esențiale de care au nevoie. Inclusiv din TikTok, inclusiv din Insta. Eu sunt înconjurată de copii și am fost mereu. Fiul meu are o nevoie de conectare fantastic de mare pe care familia noastră mică, foarte mică, nu a putut să o satisfacă. Deci eu cred că de 2, 3, 4, 5 ori pe săptămână am în casă 4, 5, 6 adolescenți deja. TikTok-ul lor, la fel ca Facebook-ul nostru, arată foarte diferit între ele. Ce urmărește fiul meu pe TikTok nu are nicio legătură cu ce urmărește un alt copil pe TikTok și tot așa. Aș vrea să vă invit să vă uitați nu la aceste platforme ca fiind niște, niște monștri, niște dușmani, ci instrumente fabuloase pentru hrănirea propriilor priorități, valori, principii, nevoi, curiozități și așa mai departe. Asta sunt.